Slăvit să fie Domnul și în această dupămasă ne-am adunat în locul acesta ca să lăudăm pe Dumnezeul nostru, care merită să fie lăudat, amin? Merită să fie glorificat și în această zi, o zi specială în care sărbătorim mamele în mod special și apoi în același timp avem odrasle care vor fi aduse înaintea lui Dumnezeu pentru a fi înălțat o rugăciune de binecuvântare și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile în cauză, amin. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Isaia capitolul 66 cu versetul 13, cum mângâie pe cineva mamă să așa vă voi mângâia eu, da, veți fi mângâiați în Ierusalim, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care ne mângâie, amin? Avem un Dumnezeu care este de partea noastră când avem nevoie și când strigăm la El, El este lângă noi și ne ascultă. Și este acela care ne mângâie, este acela care este de partea noastră și pentru acest lucru aș dori ca să venim într-o rugăciune să-i mulțumim pentru purtarea sa de grijă, amin? Să-i mulțumim pentru binecuvântările sale, pentru copiii dăruiți, pentru mamele din locul acesta care sunt o binecuvântare, cum s-a spus și azi dimineață, acele care se roagă pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, amin? Să le binecuvânteze. De aceea, în această rugăciune aș dori ca să ne rugăm pentru toate mamele din locul acesta, bunicele, Dumnezeu, în mod special să le binecuvânteze în această dupămasă.
Haideți așa cum stăm pe picioare, frați și surori, să ne rugăm pentru acest timp de închinare, să-L chemăm pe Dumnezeu ca prezența Lui să fie simțită în mijlocul nostru. Și cel care vor vesti Evanghelia în această dumneavoastră, Dumnezeu să-i îmbrace cu putere, amin. Avem nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu, de aceea este responsabilitatea noastră, aș putea spune, ca să ne rugăm pe cei care stau în față și vestesc Evanghelia pentru sufletele noastre, ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească și orice lucru ce se va face în locul acesta și orice slujbă să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm așa, cum stăm pe picioare. Amin.
Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă binecuvântăm în casa Domnului, salutăm musafirii care sunt împreună cu noi la închinare și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea 1 Samuel, în capitolul 1. Voi citi din cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 20 și încheiind la versetul 28, pagina 291 în Sfânta Scriptură, pentru cei care urmăriți în versiunea Cornilescu. 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 20, să ascultăm cuvântul Domnului. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-au pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat piept fiului ei până l-a înțărcat. Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului, la Silo, copilul era încă mic de tot. Au înjunghiat taurii și au adus copilul la Eli. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă, cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Amin. Vă invit să vă ocupați locul. Sora Iunis Lucava te citea o poezie. După această poezie vom asculta primul mesaj în această dupămasă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvânteze pe fratele Liță. După acest mesaj vom invita copiii ca să slăvească pe Dumnezeu. Binecuvântare. Binecuvintează, Doamne, copiii ce i-am adus, căci la Tine e puterea, harul și slava de sus. Dă-le putere, sănătate, fă-i să semene cu Tine, chipul Tău să-L poarte veșnic și în rău, dar și în bine. Crește-i după voia sfântă, ia-i în brațe și-i ține. Priveghează-le chiar somnul să aibă vise senine. Lasă îngerii Tăi, Doamne, să coboare în preajma lor, să-i păzească în orice clipă, în prezența Tatălui. Iar când primii pași în viață îi vor face pe pământ, întărește-le piciorul, păzește-i prin Duhul Sfânt. Condu-le pașii spre adunare, ca împreună cu părinții să Te slujească pe Tine, cu frații, și cu toți sfinții. De copii Tu instalează-i în lucrarea Ta cea mare, să înceapă să Te servească prin poezii, prin cântare. Dă-le astfel înțelepciune, minte și un cuget curat și chiar din copilărie să fugă de ce-i păcat, să fugă de orice poftă, așa cum Pavel spunea odată lui Timotei, când cu drag îl îndruma. Să se țină însă tare de Iisus și slava Sa și într-o unitate sfântă să rămână pururea. Cu Iisus mergând de mână vor ieși biruitori și vor merge cu pași repezi spre un mare viitor.
Adevărul e că în viață avem clipe fericite, dar și momente mai grele, plus surprizele ivite. Însă nimic nu contează când la cârmă e Iisus, oriși cât de mare-i valul, noi rămânem totuși sus. Paralel cu învățătura ce o vor primi la școală, să citească zi de zi Biblia, coală cu coală, căci în ea mulți au găsit rezolvare pe deplin, au primit lumină sfântă, au scăpat de orice chin. Ea e cartea cărților, care trebuie învățată, citită, verificată și în viață aplicată. Să nu privească la oameni, căci nu sunt un bun model, ci să învețe din vechime și să urmeze la fel în toate pe Creatorul, ca Iosif, ca Daniel și ca Timotei odată să se avânte în lucrare, să devină apți în toate pentru slujba ta cea mare. Acestea, o Doamne Sfinte, au fost câteva dorinți ce le-am adresat acum sub formă de rugăminți. Să le asculți, noi te rugăm, iar la timpul potrivit să le duci la îndeplinire după planul tău dorit. Astfel noi încredințăm în brațele tale, Sfinte, copiii ce i-am adus în fața ta, scump Părinte. Noi nu știm ce îi așteaptă, doar Tu cunoști viitorul și destinul ce îl au. Tu ești în veci păstorul, să-ți cunoască purul glasul și să meargă în urma Ta, să-ți răspundă la chemare ori și când îi vei chema. Neputința omenirii pentru Tine e putință. Poți să satisfaci oricând pentru om, orice dorință. Binecuvintează-i, Doamne, și pe ei, și pe părinți, pe bunici și pe prieteni, ascultând a lor dorinți. Binecuvintează, Doamne, pe toți cei ce au ascultat, pe tineri și pe bătrâni, pe copiii ce Tu i-ai dat. Vrem ca toți să simțim astăzi a Ta binecuvântare și să rămânem ai Tăi, de la mic și până la mare. Astfel binecuvântarea să rămână scumpă, dulce, până vine clipa în care sus la Tine ne vei duce. Amin. Mai întâi de toate, frați și surori, aș vrea să aduc un salut călduros din partea bisericii noastre, care probabil că, după cuvântul Domnului, se roagă pentru noi, din Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24. Pace fraților și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu, Tatăl, din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Dragii mei, când am fost ultima dată chemat de aceeași familie, mi s-a părut că am fost cam lung în predica mea. De data aceasta mă gândesc că o să fiu mai scurt. Și ca să nu lungesc mult, intrăm în subiect și Domnul să ne binecuvânteze. Este vorba despre Samuel, este ultimul judecător în Israel care a rostit un cuvânt în vremea vieții sale și a zis că, Doamne, poporul acesta pe mine mă leapădă. Și Domnul a zis, nu pe Tine te leapă. Pe mine mă da. Tu fă ce cere poporul. Și în felul acesta a început să fie împărați în Israel. Primul împărat era cu un cap mai mare ca toți. Al doilea împărat era un copil care era cu părul bălai, care păștea turma tatălui său și care după ce a fost uns de omul lui Dumnezeu,
Dumnezeu l-a probat în timp ce păzea oile tatălui său și când a venit ursul, când a venit lupul, când a venit leul, să atace, Dumnezeu i-a dat biruință. În urma faptului acesta, Dumnezeu l-a întărit ca apoi să fie, să lupte cu leul din Gad, care era o măsură mai mare ca toți oamenii, Goliat. Dragii mei, aș vrea să mă opresc despre ei, să mă opresc puțin la faptul acesta, căci Domnul Dumnezeu a binecuvântat acest copil care a fost la o trecere de la judecători la împărați. În primul rând, el a fost dorit, copilul acesta, de mama lui, datorită faptului că Penina o înțepa mereu, Ana era cea care plângea, suferea, și a stat înaintea Domnului cu tot sufletul, și o și uita să se întoarcă acasă. A început să stea înaintea Domnului continuu până când și preotul a zis, până când vei fi beată. Și în urma faptului acesteia, la anul pe vremea aceea s-a întors, l-a dus un copil înțercat la casa Domnului și l-a predat Domnului, s-a închinat Domnului. Uitați ce se întâmplă când avem un copil pe care îl închinăm Domnului. E foarte important. Versetul 18 spune așa. Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat într-un efod de in. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. El a binecuvântat pe Elcana și pe nevastă sa și a zis să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta ca să înlocuiască pe acela pe care l-ai împrumutat, l-a împrumutat ea Domnului. Și s-au întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, i-a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Dragii mei, e adevărat că în vremea aceasta nimeni nu-și dă copilul de acasă să-l ducă, să-l lasă în adunare undeva sau la un loc de închinare și să stea mama acasă liniștită, parcă e prea de tot, nu? Dar de prea de tot, după ce l-ai încercat, era mic de tot, să lași acolo pe seama unui om în vârstă, spune cuvântul Domnului că preotul era în vârstă, copiii lui erau neascultători, dar copilul, cât de mic era cu hăinuțele acestea care le aducea mama de peste an, el acolo slujea înainte. Ce-ar fi putut să facă un copil? Știți că mai era o împrejurare în care un om al lui Dumnezeu care a condus Israelul și a făcut 10 semne înainte de a pleca cu Israelul din Egipt și apoi în pustie Domnul i-a dat 10 porunci lor. A făcut un balanț acolo. Și dragii mei, omul acesta venea la cortul de întâlnire și sta de vorbă cu Domnul înaintea întregului popor și când se întâlnea acolo avea un copil care era acolo și nu lipsea din cort. Copilul acesta ajuta acolo cu ce putea, era foarte îndemânos. Eu nu pot să uit, în biserică am avut câțiva copii care erau foarte îndemânoși. Să miște ceva, să pună, să așeze imediat. Și am urmărit, copiii aceștia au crescut bine, sănătoși, au rămas credincioși. Este foarte important înaintea Domnului ca să aducem în casa Domnului copiii de mici și să îi lăsăm într-o activitate. Ce ar putea să facă un copil mic în adunare? Este foarte frumos să-l învățăm să asculte. Ce frumos este atunci când se adună tinerii, au o repetiție de cor, că sunt foarte ascultători. Puși, nu vorbesc, nu râd, sunt foarte serioși atunci când tarea iese foarte bine. Da, este? Și cel ce
conduce cântarea "I mulțumit de tineri". Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, aș vrea să mă duc puțin la un lucru care este foarte important în viața noastră. Noi ne frământăm acum, ne luptăm pe linia asta a lumii întregi, o serie întreagă de acțiuni care se împlinesc din Scripturi și spune Domnul că Edoma va fi ca în timpul Sodom, ca în timpul Gomor. Când va veni cine? Fiul omului. Și toate împrejurările în care trăim noi ne spune că venirea lui este foarte aproape. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, cuvântul Domnului în Proverbe spune că începutul înțelepciunii este știința, în capitolul 1. În capitolul 9, deci acolo vorbește despre înțelepciune și zice că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Dragii mei, aș vrea să vorbesc puțin despre profeții aceștia Domnului pe care Domnul Dumnezeu i-a ridicat și noi avem nevoie și în vremea aceasta că Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, doilea proroci, apoi pe cei ce au darul minunilor, tămădure, cârmâirilor, vorbiri în felurite limbi. Dumnezeu a rânduit în biserică. Biserica în care există prezența lui Dumnezeu pe linia aceasta este o biserică vie înaintea Domnului. Și noi dorim ca fiecare să facem parte dintr-o biserică în care este prezentat Dumnezeu în realitate și lucrează, lăudat să fie Domnul. Și în seara aceasta aș dori să mă duc repede cu mintea, fiindcă aici mi-a venit ideea aceasta, să mă duc puțin la cel mai mare om care a stat de vorbă cu Dumnezeu și de unde cunoaștem noi realitatea vieții. Știința despre care vorbește Scriptura că este începutul fricei de Domnul, frica de Domnului, este începutul științei, dragii mei. Vorbim despre știință, știința, dacă vorbim despre ea, o să ne duce repede la oamenii cei mai învățați, cu multe școli, care știu să calculeze bine un motor, să-l așeze să meargă perfect, care știe să calculeze matematic ca contractorii să facă o casă perfect, care știe să alinieze un avion care să traverseze lumea, care știe să scoată, să aibă un submarin care să reziste la adâncimile cele mai mari și să fie cel mai ascuns față de lumea aceasta. Dragii mei, știința noastră e înaintată pe multe linii, dar vreau să vă spun, căci în cunoștința de Domnul, frica de Domnul, înțelesul lucrării lui Dumnezeu este adevărata știință. Dragii mei, știința din vremea aceasta merge numai până la mormânt, dincolo de mormânt ea nu mai trece. Până acolo sunt toate calcule, acolo sunt toate băncile, vorbesc despre asta. După ce a trecut omul din viață, băncile, domnule, cui dăm banii aceștia? Păi puterea omului. Asta e puterea lui, dar el a murit. Ce facem cu suma aceasta de bani? Dragii mei, vreau să vă spun, noi suntem oameni pe care ne numește știința în vremea aceasta, pe nedrept vorbită, ca oameni care avem idei. Normal, de regulă, un manual care se învață în lumea aceasta, filozofia, ea are două puncte pe care le... Deci materialiști și idealiști. Materialiștii sunt cei care numai cu poziția materială, ci ce există, așa, iar creștinii sunt cei care au idei, Domnule, ei cu idei, ei idealiști. Vreau să vă dau o dovadă biblică că noi nu suntem idealiști. Creștinii nu sunt idealiști. Dragii mei, de unde merg toate lucrurile acestea care merg paralel una cu alta? Darwin în cărțile sale, mai ales în biologia generală, în care el o întors o lume întreagă cu tot felul de explicații ale materiei, când termină capitolul de materie anorganică,
are un aliniat, dacă vreți găsiți în cartea aceasta, de unde știu eu am conspectat-o, mi-a trebuit la un examen. Și aliniatul de acolo îl redau perfect acum, din conspectul pe care l-am făcut. Și a apărut o viața ca formă superioară de mișcare a materiei. După ultima reacție pe care o redat-o el în cartea sa, a materiei care e pământ, piatră, apă, vreau să vă spun, căci atunci m-am oprit în conspectul meu și am zis, Darwin, aici te întâlni cu Dumnezeu. Expresia ta nu ai nicio logică la ea. Și totuși mii de oameni merg după manualul acesta. Și consideră în continuare că noi suntem oameni care avem idei creștini și ei sunt acei care sunt cu picioarele pe pământ, materialiști. Vreau să ne ducem puțin la omul lui Dumnezeu pe care ne bazăm noi în credință. Un om de la început pe care l-a chemat Dumnezeu Moise. În momentul în care mâna oile lui Etro și-a urcat sus pe un munte, a văzut un foc acolo și s-a oprit să vadă ce se întâmplă acolo. S-a întors înapoi, izoporul că arde rugul acela și nu se termină. Și în momentele acelea, Domnul i-a vorbit, descalță-te, căci pământul pe care e cald, e un pământ stân. De ce? Domnul s-a prezentat cu talpa lui. A vorbit cu el, l-a trimis în misiunea pe care el a făcut-o. Și apoi, când s-a întors cu poporul prin pustie, o stat de două ori, câte 40 de zile și 40 de nopți de vorbă cu Dumnezeu în munte, fără să mănânce, fără să bea apă, fără să fie foame, fără să fie obosit, o stat de vorbă cu Domnul și a scris cele 5 cărți care le are și în prima carte a lui, el redă direct din gura lui Dumnezeu felul cum Domnul Dumnezeu a făcut pământul, cum a făcut viețuitoarele, cum a întins apele sus, apele jos, cum a întins și-o format cerul și cum o făcut să fie viața pe pământ și cum l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. De acolo știm noi. Moise a vorbit cu Domnul gură către gură. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, aș vrea să spun faptul acesta, căci prorocul acesta nu e la întâmplare, spune cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune că nu la întâmplare e omul acesta. Uitați ce spune în Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Domnul sta de vorbă cu el, spune cuvântul Domnului, când într-o împrejurare el ajunsese prieten cu Domnul și a zis, vreau să te văd. Vreau să te văd. Și Domnul nu a zis, nu Moise, nu. A zis, noi, cu alte cuvinte, noi suntem prieteni. Dar n-ai să poți să-mi vezi fața. Și l-a pus pe stâncă. A zis că l-a pus mâna și l-a pus în crăpătura stâncii. Am să trec prin fața ta. L-a acoperit cu mâna lui. Și după ce a luat mâna, l-a văzut pe la spate, a văzut slava lui. Doi prieteni. Și de acolo el ne-a adus nouă veste aceasta bună a împărăției lui Dumnezeu și felul cum a început lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, având în vedere faptul că Domnului trebuia un trup. Unde spunea Domnul Iisus, tu mi-ai pregătit un trup. Și Domnul Iisus Hristos în trup a biruit puterea întunericului, moartea, o coborât prin trup până în locuința morților, o s-a făcut stăpân pe ea, o luat cheile morții, s-a ridicat în glorie, lăudat să fie Domnul, în Duhul în care a înviat, s-a dus la oamenii care erau în închisoare de pe vremea lui Noe și le-a dat și lor o șansă să trăiască după Dumnezeu în Duh, să fie judecați ca oameni în trup care pe noi ne depășește. Dragii mei, de la prorocul acesta, în continuare, el a zis că Dumnezeu va ridica un proroc de mijlocul vostru ca mine, de el să ascultați. Este vorba de Domnul Iisus Hristos.
Domnul Iisus Hristos, până la el a fost și prorocul, prorocul acesta care, despre care este subiectul și spunea într-o împrejurare, o zis că a adunat tot Israelul. A zis, spuneți-mi dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am judecat nedrept în fața unei familii sau dacă m-am purtat cumva rău. Și tot Israelul a zis, te-ai purtat bine cu noi, te pare rău, cu alte cuvinte, după tine. Ei, Dumnezeu a binecuvântat în continuare Israelul, l-a ridicat pe Elie care a dovedit în vremea lui că Domnul este Dumnezeu pe munte sus și tot Israelul a strigat, Domnul este Dumnezeu și la moarte cu prorocii lui Baal. Dragii mei, ce important este, l-a avut un slujitor, care slujitorul acesta a fost ascultător de Dumnezeu și a cerut de la Domnul, a cerut îndoită putere și în viața lui, când fiul Sunamitei a murit, arată cuvântul Domnului că s-a rugat pentru acest copil, s-a întins peste trupul lui, copilul o strănutat de 7 ori și s-a făcut bine, a înviat, l-a dat înapoi maicii tale. Ilie, de asemenea, a fost aceeași lucrare făcută și pe vremea lui Ilie, când el era într-o situație grea și nici o văduvă din Israel nu a fost trimis la niciuna, ci a fost trimis în Sarepta Sidonului, la una care strângea câteva vreascuri, câteva lemne, mai avea o mână de făină, un pic de unde lemn, mai fac o turtă și apoi să moară ea și fiul ei. Domnul Dumnezeu a binecuvântat. Dragii mei, vreau să vă spun, profeții au mers plini de putere. Ezechiel, Isaia, toți, Domnul Iisus Hristos, ei, în vremea aceasta și închei. În vremea noastră acum, dragii mei, avem nevoie de o prezență a lui Dumnezeu și de o stare de pocăință după voia lui Dumnezeu, să fii un stâlp în casa Domnului, să fii un bărbat care se duce Evanghelia, să nu-ți fie rușine de Evanghelia lui Hristos, să împărtășești cu oricine despre Domnul Iisus Hristos. Mare este puterea Lui, El va veni în curând. Spunea Apostolul Pavel, mă lupt dacă este cu putință să ajung la înviere din morți. La întâia înviere, cine e Apostolul Pavel, care a primit de la Domnul ce ne-a învățat și care a fost umblat cu Domnul cu o stare extraordinar de bună și el, mă lupt dacă este cu putință, gândește-te la tine, mă gândesc la mine, dacă este cu putință, ne stăm față întâia înviere, în curând lucrurile se împlinesc unele după altele, în curând are loc judecata lumii în Valea cea Mare, în curând se vor transforma din armele care zângănesc în lumea aceasta, se vor transforma fiare pentru plug, ca să are în mii de ani pământul, să pune problema. Noi avem o chemare și în fața noastră este venirea Domnului Iisus Hristos. Ești gata pentru aceasta? Fie binecuvântat numele Domnului. Pentru venirea Domnului Iisus Hristos, zice, cine nu are Duhul Hristos nu este a Lui. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți se va găsi în noi, trupurile noastre, chiar dacă vor trece în țărână, se vor ridica în glorie, căci mare are puterea Dumnezeu. De aceea doresc ca Domnul să ne binecuvânteze. Vorbeam de un proroc din vechime care a cerut o îndoită putere când a cerut puterea Domnului peste el. A fost Elisei, care reprezintă omul nou testamental botezat în apă și botezat cu Duhul Sfânt, care după moartea lui, când o dat un tânăr în groapă repede, că intrau niște moabiți, luat în groapă acolo repede, dați-l aici așa să plecăm că vin ăștia. Copilul a înviat. De ce? Puterea lui Dumnezeu era peste oasele lui Isei. Ce vreau să spun prin aceasta? Prin puterea Evangheliei, Duhul lui Dumnezeu nu stă în tine numai acum cât ești în viață, ci Duhul lui Dumnezeu rămâne și chiar dacă ești îngropat, Duhul lui Dumnezeu rămâne peste trupul tău, că Dumnezeu este pentru trup și trupul este pentru Domnul. Lăudat să fie Domnul! Jertfa Domnului a făcut mare minuni. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
Frați și surori, ridicați pe picioare, aș dori ca să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare. În timpul acesta vom aduce și darurile noastre. Invităm copiii să vină pe scenă în timpul acesta. Să reocupăm locurile și copiii vor slăvi pe Dumnezeu cu două cântări. Train up a child in the way he should go, even when he's old, he'll not depart from it. Proverbs 22:6. Să-i mulțumesc pentru a mea comoare.
instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Psalm 32, verse 8. Thank you.
Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, copii. Frumos ați cântat. Acum urmează să stați alături de părinți, să ascultați în liniște ceea ce se desfășoară în continuare și Domnul să vă binecuvinteze. Am bucuria în această seară să prezint două familii care și-au adus copilașii la binecuvântare. Avem în seara aceasta două fetițe aduse pentru a fi dedicate înaintea Domnului. Este vorba de familia Bot, fratele Elisei și sora Lavinia. O aduc pe micuța Emily Esther. Dorim ca Domnul să o binecuvinteze. Felicităm această familie și, de asemenea, felicităm familia Oltean. Fratele Paul și sora Paula aduc înaintea Domnului pe micuța Eleanor Angelina. Domnul să o binecuvinteze. Vă invit, dragii mei, să ne ridicăm pe picioare. Urmează să citim pasajul de binecuvântare și apoi, împreună cu fratele Ioan Liță, urmează să înălțăm câte o rugăciune pentru aceste două fetițe și Domnul să asculte rugăciunea. Amin. Pasajul care va fi citit în această masă este din Numeri, capitolul 6, versetul 22 la 27. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Eleonora, Angeline, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Eleonora, Angeline. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Eleonora, Angeline. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Ne plecăm capetele la rugăciune. Tată bun din ceruri, iată-ne, ne înfățăm înaintea feții tale, Tu cel ce cunoști inima omului, cunoști ce este înăuntru omului, ne-ai dat cuvântul acesta al vieții și ne-ai chemat, o Doamne, la pocăință. Te rog în bunătatea ta, ascultă această rugăciune din locul locuinței tale. Aleluia! Aducem înaintea feții tale, Doamne, această fetiță, o încredințăm în brațul Tău și Te rugăm frumos să-i binecuvintezi, o Doamne Dumnezeule, trupul ei, duhul ei și sufletul ei. Te rog să binecuvintezi familia aceasta, Doamne, în cadrul căruia ai trimis-o pe pământ. Binecuvintează mama, Doamne, cu sănătate. Binecuvintează, Doamne, tata cu cele trebuincioase în binecuvântarea, Doamne Dumnezeule, a cortului. Te rog să-i binecuvintezi frățiorii, să-i binecuvintezi surorile. Te rog să-i binecuvintezi biserica aceasta, Doamne, din care face parte această familie. După numele Domnului Iisus Hristos, ascultă rugăciunea și la vremea potrivită dă un răspuns și o mângâiere, fie binecuvântat numele Tău. Nimeni nu-i ca tine, de aceea oamenii vin la tine, că tu asculți rugăciunea și noi de data aceasta îndrăznim cu credință și te rugăm, binecuvintează această fetiță din creștetul capului și până în tălpi, Doamne. Binecuvintează-i mânuțurile ei să crească, Doamne, și să lucreze pentru sănătatea trupului ei, pentru cele trebuincioase, pentru biserică, pentru lucrarea ta. Picioarele ei, Doamne, să alerge pe calea ta, să găsească, Doamne, aleluia, mijlocul cărărilor neprihănirii. Te rugăm frumos să te înduri și să te atingi de inima ei, să o crești să fie sănătoasă, Doamne, și astfel să fie un loc, aleluia, cuvântului tău, un loc a Fiului Tău, Iisus Hristos, un loc al Tău, Tată, aleluia, de ce te rugăm, binecuvintează și noi îți mulțumim, lăudat să fie numele Tău. Te rog frumos, Stăpâne, să-i binecuvinteze mintea ei și să o deschizi la vremea potrivită pentru lucrurile bune,
pentru cuvântul tău, pentru împărăția ta și pentru lucrarea ta, Părinte. Te rog frumos să o binecuvintezi, Doamne, dacă Tu vei îngădui zile și va ajunge să fie o mamă, te rog să-i binecuvintezi, o Doamne Dumnezeule, aleluia, cortul ei și trupul ei și viața ei, Doamne, și astfel să fie un mădular în casa Ta, lăudat să fie numele Tău. În mod deosebit, o Doamne, Te rugăm încă o dată pentru mama ei. Din locul locuinții Tale, ascultă rugăciunea. Tu cel care ai chemat lucrurile care nu sunt și au luat ființe, zi un cuvânt pentru mama aceasta și noi ne vom bucura de sănătatea ei. Încredințăm în brațul Tău biserica aceasta, Doamne, toate familiile care sunt în biserica aceasta, cu problemele lor, Doamne, cu starea lor, cu copiii lor, cu rugăciunile lor, Doamne, cu frământarea lor, cu puținul, unde lemnul, făina, postava, binecuvintează, Doamne, locul acesta și toate familiile care sunt împreună aici. Fă să se simtă din această zi o ungere din partea Ta și noi îți mulțumim, încredințăm în brațul Tău lucrarea, Doamne, și cei care ai în conducere, încredințăm în brațul Tău, Doamne Dumnezeule, pe toți acei bolnavi din biserica aceasta. Te rog să-i vindeci pe toți. Ascultă-ne și îți mulțumim. Amin. Citi din nou din versetul, începând cu versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Emily Esther. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Emily Esther. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Emily Esther. Astfel aș să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Ne plecăm cap. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta în rugăciune alături de părinții Elisei și Lavinia, pentru micuța aceasta pe care o țin pe brațele mele, Doamne, și căreia i-au pus numele Emily Esther. Te rog frumos, Doamne, să privești cu îndurare spre locul acesta și spre această ființă plăpândă, ca să-ți pui mâna Ta binefăcătoare asupra ei și să îi dăruiești sănătate, Doamne. Tu cel care i-ai dat viață, Tu cel care ai văzut, Doamne, momentele dificile pe care le-a întâmpinat înainte de venirea pe lume, Tu cel care Te-ai ocupat și Te-ai atins de ea și i-ai dăruit viață și Te-ai atins de mama ei, Doamne, în urma ungerii, îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru că mâna Ta puternică dă viață și astăzi, că Tu ești Creatorul nostru, că Tu ești Cel care ne binecuvintezi familiile, copiii noștri, Doamne, și venim, Doamne, să-i predăm pe brațul Tău după ce a fost primită ca o binecuvântare din mâna Ta, Doamne, părinții au decis să o aducă în casa Ta, să o dedice Ție, Doamne, pentru tot restul vieții ei, de aceea o aducem înaintea Ta în rugăciune, Părinte drag, alături de mulțumirea noastră este și rugăciunea ca Tu să-i porți de grijă în continuare, mâna Ta bună să fie ocrotitoare peste ea, peste mintea ei, peste ființa ei întreagă și Tu, Doamne, să îi dăruiești o creștere armonioasă, sănătoasă în trupul ei. Doamne, mă rog ca Tu să o păzești de orice atac al vrăjmașului, de orice plan al celui rău și Tu, Doamne, să-ți desfășori planul Tău măreț pentru viața și ființa ei, planul Tău de mântuire, Doamne, ca să ajungă să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor, când va ajunge la vârsta în care va putea înțelege să creadă Scripturile și să Te întâlnească pe Tine, acceptându-Te în viața ei ca stăpân. O, Doamne, Te rog frumos să o păzești de orice rău, de un anturaj rău și păcătos. Mă rog, Doamne, pentru ea ca viața ei să fie scumpă înaintea Ta, să o păzești de foc, de apă, de orice atac al vrăjmașului, Doamne, și Tu să o faci o copilă a Ta. Te rog, Doamne, să o binecuvintezi cu binecuvântările cerului și ale pământului,
dăruindu-i o minte ageră, înțeleaptă, făcând-o, Doamne, o pildă, un exemplu pentru alți copii, pentru alte fete cu care va crește, poate, în anturaj. Te rog să o faci o lumină în lumea aceasta, să reprezinte cu cinste împărăția ta. Mă rog pentru mama ei, pentru sora Lavinia, să-i dăruiești sănătate, Doamne, de plină în trupul ei. Te rog să-i dai răbdare în creșterea copiilor, să o faci o mamă veselă în mijlocul casei ei, să-i asculți rugăciunile, Doamne, să-i dai călăuzire, n-a dat sfaturi bune copiilor pe care i-ai încredințat. Mă rog pentru fratele Elisei ca tată, Doamne, să-l binecuvintezi cu sănătate, cu înțelepciune de sus, să-i dăruiești autoritate în familie, în fața copiilor, să-i dăruiești, Doamne, un cuvânt greu de sfat, o povață pentru cei pe care îi crește pentru gloria numelui Tău. Mă rog să binecuvintezi lucrul mâinilor lui, tot ce începe să poată duce la bun sfârșit. Tu, Doamne, să dai propășirea acestei familii, să binecuvintezi casa lor și masa lor, să fie o masă îmbelșugată, în așa fel încât să poată să ajute pe alții, să le dăruiești har și bucurie, pace și liniște, armonie în căminul lor. Și fă fetița aceasta, Doamne, să fie pentru gloria numelui Tău. Îți mulțumim că ne asculți, Doamne, îți mulțumim că Tu ești Părintele oricărei binecuvântări și dincolo de ceea ce știm noi cere sau gândi, este harul Tău, este planul Tău, este bunătatea Ta fără margini. De aceea o încredințez pe micuța Emily în mâna Ta, Doamne, Te rog frumos să o binecuvintezi și să o duci, Doamne, de-a lungul acestei vieți în limanuri bune, la ape de odihnă, să Te cunoască pe Tine, să Te slujească pe Tine și apoi să moștenim împreună viața veșnică prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru binecuvântarea Sa care a revărsat-o peste aceste odrasle. Amin. Rugăm în continuare ca Dumnezeu să binecuvânteze familia Oltean și familia Bot. Aș dori ca să reamintesc bisericii, în această dupămasă vom încheia slujba un pic mai devreme pentru a avea un timp de părtășie. În continuare vom asculta mesaj, a doilea mesaj, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Alin Bot. Amin. Dragă familie Bot, dragă familie Olteanu, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze bunicii, să binecuvinteze rudenile, prietenii care ați venit să înconjurați aceste două familii cu dragoste și în această seară ne bucurăm să stăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ceea ce Domnul mai are să ne spună. Întotdeauna suntem cu inima deschisă și receptivă la cuvântul Evangheliei. Mulțumim fratele Ioan Liță pentru cuvântul predicat, pentru vizita pe care ne-a făcut-o în seara aceasta. Dorim să transmitem și noi salutări sfinte bisericii pe care o păstorește și Domnul să ne ajute să rămânem în unitate, în dragoste frățească și să binecuvinteze Domnul comunitatea română de aici, din zona Sacramento. În această seară, dragii mei, în câteva minute care ne-au mai rămas până la încheierea acestei slujbe mai scurte, cum s-a anunțat, doresc să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, din pasajul care a fost citit despre nașterea lui Samuel și mi-am intitulat mesajul Influența unei mame. Este și Mother's Day, urăm încă o dată tuturor mamelor Happy Mother's Day, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aș vrea ca acest cuvânt care întotdeauna se face descoperit înaintea noastră să fie o hrană, un belșug spiritual și o învățătură care să ne folosească. Nu există pe pământul acesta o altă ființă care să aibă o influență mai mare decât mama. Nici tatăl nu influențează așa de mult pentru că nu petrece numărul de ore pe care îl petrece o mamă alături de copii. Nici școala, nici o altă persoană din lumea aceasta nu are puterea să influențeze un copil mai mult decât mama. De aceea, uitându-mă în pasajul acesta și cu toții cunoaștem foarte bine istoria nașterii lui Samuel, aș vrea să vorbesc despre Ana, mama lui Samuel, o mamă de mare influență, o mamă cu mare putere de influență. Și am observat că influența aceasta s-a extins în câteva domenii și aș vrea să le subliniez cu ajutorul lui Dumnezeu. În primul rând,
Ana l-a influențat pe marele preot al vremii, pe Eli. Un lucru mai greu care se întâmplă atât de rar și ne întrebăm cum a făcut lucrul acesta. Ana a reușit să schimbe percepția inițială, poate preconcepută, a marelui preot despre ea. Stătea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Eli s-a uitat la ea, a cântărit-o, a măsurat-o, a văzut că dă din buze cam mult. Rugăciunea ei era o rugăciune stăruitoare, lungă, avea un of în inima ei, avea o durere pe care nu o putea înțelege nimeni, dar ea și-o exprima înaintea lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu a cântărit-o și și-a făcut imediat o imagine, așa cum fiecare dintre noi de multe ori ne uităm în jur și ne facem de multe ori o idee greșită despre alții, o idee preconcepută. Ei bine, Ana a avut puterea aceasta să îl influențeze pe marele preot, să-i schimbe percepția greșită și a știut să se justifice înaintea lui, a știut prin cuvinte frumoase să-i răspundă și să-i spună durerea ei, problema ei, rugăciunea ei, așteptările pe care le are din partea lui Dumnezeu și a reușit să-l determine pe marele preot să o susțină mai apoi în rugăciune, să o binecuvinteze, să îi ureze ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunea, să-i răspundă la rugăciuni. Așa a fost femeia aceasta de puternică în influența ei. Apoi, după nașterea copilului, vreau să ne aducem aminte că un lucru neobișnuit, copilul abia înțărcat, abia atât de micșor, îl ia și îl duce la casa lui Dumnezeu să o fi trezit, așa cum am uitat eu la fetița aceasta scumpă, la Emily, ținând-o în braț, atât de micuță, de fragilă, s-o fi uitat și Eli, omul lui Dumnezeu, s-o uita la micuțul Samuel, l-o fi luat în brațe, ce să fac cu el aici? Rămâne cu tine aici în casa lui Dumnezeu, rămâne să-i porți de grijă, rămâne să faci ceva din el. Cu ghemotocul acesta ce să fac? Dar mama aceasta a avut o putere de influență și i-a spus: cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care mă rugam cu luni în urmă, mă rugam aici și trebuie să-ți aduci aminte de momentul acela, pentru copilul acesta m-am rugat. Este răspunsul lui Dumnezeu și fiindcă Dumnezeu a ascultat rugăciunea, auziți convingerea ei, puterea ei de a-L influența, tu ai fost martor acolo la rugăciunea mea, tu ești martor la faptul că îl ții acum în mâinile tale, Dumnezeu a ascultat rugăciunea și de aceea, pentru că l-am primit de la Domnul, eu vreau să-L dau Domnului, toată viața lui să stea în casa Domnului. Și Eli, marele preot, n-a mai avut ce să facă, i-a închis gura. Așa de mare a fost influența acestei femei. În al doilea rând, Ana l-a influențat chiar pe Dumnezeu. O femeie stiarpă, o femeie care a avut atât de mult de suferit din partea celelalte, pe nume Penina, era să zic Pelina, de la Pelin, știți dumneavoastră, câteodată limba e așa ca și veninul. Avea grijă să o cărască, avea grijă totdeauna să-i facă zile amare. Și în durerea ei a stat înaintea lui Dumnezeu și a avut puterea aceasta să-L influențeze pe Dumnezeu ca să-I dea un copil. Nici bărbatul ei nu prea mai credea, a ajuns să o consoleze și i-a spus: oare nu sunt eu mai mult decât 10 fii pentru tine? Nu-ți ajunge, uite, îs eu aici, ai grijă de mine, nu? Bărbații, au grijă soțiile de noi. O zis, eu o să fac pentru tine cât 10 fii. It's ok, nu e nicio problemă. Soțul ei n-a mai avut credință, dar ea a stăruit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Scriptura o prezintă în câteva versete aici. În versetul 7 spune că ea plângea și nu mânca, ea postea, ea vărsa lacrimi, apoi o vedem în rugăciune și până și omul lui Dumnezeu se întreabă de ce nu mai gata rugăciunea. Versetul 10 zice că Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea, versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Puterea ei de a influența a depășit limitele umane, l-a convins pe Dumnezeu, femeia asta merită să primească această binecuvântare, așa de mult își dorește, atât de mult se roagă, atât de mult plânge și se consumă pentru cauza aceasta, încât Dumnezeu a ascultat rugăciunea ei. Slăvit să fie numele Domnului! Mamele au o putere foarte mare de influență.
Rugăciunea mamelor ajunge la Dumnezeu și dacă vedem copii binecuvântați, dacă vedem copii care cresc în sănătate, în armonie, dacă vedem copii care sunt ocrotiți la anumite momente și împrejurări, de multe ori, dacă am vedea noi în lumea nevăzută a lui Dumnezeu, în lumea spirituală, vom înțelege că s-au înălțat rugăciuni fierbinți pentru copiii aceia. De aceea, puterea rugăciunii este o putere care influențează hotărârile lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului, care are un plan pentru copiii noștri. Dragii mei, în al treilea rând, Ana l-a influențat pe soțul ei. Asta n-ar fi ceva poate foarte, foarte ieșit din comun, nu așa, soț? Ana l-a influențat însă în bine pe soțul ei. Am stat și m-am uitat, am înțeles, a fost o familie bogată, se vede ce fel de jertfe aduceau la casa lui Dumnezeu, se vede trecerea pe care o aveau acolo la marele preot. Se vede lucrul acela, dar gândiți-vă și comparați puțin părinții Domnului Iisus, Iosif și Maria ajung să ducă două turturele, oameni săraci. Atunci când l-au dus pe prunc la casa lui Dumnezeu pentru a fi tăiat împrejur, dar familia aceasta, uitați-vă la influența pe care o exercită Ana asupra soțului ei. În primul rând îi spune când va merge ea la casa Domnului, zice, eu nu mă sui acum. Nu încă momentul, voi aștepta până voi încerca copilul, versetul 22 și în continuare, apoi îl voi duce. Ea are deja un plan făcut, Elcana acceptă și zice, fă ce vei crede, numai să-și împlinească Domnul făgăduința. Orice, accept orice, numai Dumnezeu să fie în control și făgăduința lui să se împlinească. Versetul 24, când l-a încercat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri. O ce jertfă aici? Nu porumbei, turturele, miel. 3 tauri. Influență spre dărnicie, influență spre sacrificiu, influență spre dedicare, influență spre închinare. Mergem acum la casa Domnului. Acum a sosit momentul, acum aducem jertfă. Dar nu aducem oricum, nu aducem puțin, aducem din belșug. Aducem o jertfă de mulțumire din toată inima noastră pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunea, pentru că Dumnezeu iubește pe cel care sacrifică cu bucurie pentru lucrarea lui. Așa l-a influențat Ana pe Elcana, soțul sau bărbatul ei. În al patrulea rând, Ana l-a influențat pe copilul Samuel. Cum? În primul rând a ales un nume plin de semnificație. Ca ori de câte ori copilul acesta va auzi numele lui, să înțeleagă că Dumnezeu ascultă, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni, că Dumnezeu este cel care ia aminte și numele lui însemnează Dumnezeu a ascultat. Astăzi mulți părinți sau unii, mai mult din lume decât din biserică, dar câteodată mai apar și prin biserică, niște nume din astea de prin telenovele, de prin desene animate, de mai știu eu de pe unde. Dragii mei, este așa de important când alegem un nume pentru copii să fie un nume cu rezonanță biblică, un nume cu semnificație. Când copilul acela va crește și se va întreba ce însemnează numele meu, de ce mi-ai pus numele ăsta? Să înțeleagă că în spatele numelui există o istorie, există o relație, o legătură cu un Dumnezeu care ascultă, un Dumnezeu care răspunde. Am pus numele întâiului nostru născut, Matthew, sau Matei, pe românești așa. Pentru că însemnează darul lui Dumnezeu, că după ce 16 ani n-am avut copii, și am fost într-o situație poate asemănătoare, Dumnezeu a ascultat și ne-a dăruit un fiu. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea zic, este important să punem nume pline de semnificație copiilor noștri. Dragii mei, Ana l-a influențat pe Samuel în felul acesta. Copilul ăsta de câte ori își auzea numele, înțelegea că are un Dumnezeu care a ascultat pe mama lui și care îl poate asculta și pe el. Îl determina la rugăciune, l-al provoca pe Dumnezeu să facă lucruri mari cu el, ceea ce s-a și întâmplat. Un alt mod în care puterea de influență acestei femei s-a exercitat în viața copilului Samuel a fost prin rugăciune și cântarea de laudă.
Capitolul 2, în prima parte, aproape jumătate din capitolul 2, prezintă cântarea Anei. Dar auziți că cântarea aceasta a fost inspirată, a pornit inspirația aceasta în urma rugăciunii. Zice că Ana s-a rugat și a zis. Și a început să vorbească de la Duhul Sfânt, să vorbească în versuri. A început să compună și a fost scrisă cântarea aceasta și a ajuns să o cânte coriștii și o cântă biserica. Mi se bucură inima în Domnul, căci puterea El mi-a înălțat. Ce frumoasă cântare! Cântarea Anei! Puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Aș putea să continui, dar vă las pe dumneavoastră să citiți cântarea Anei, că timpul este înaintat. Dar prin cântare, prin rugăciune, o mamă poate să influențeze copiii ei. Ei vor asculta niște versuri, ei vor asculta o melodie, ei vor cânta apoi împreună, ei vor fi duși apoi la casa lui Dumnezeu. O să fie predați pe mâna lui sora Cami, lui sora Cristin, pe mâna lui fratele Ovidiu, al lui fratele David, da? Dirijori în casa lui Dumnezeu care se vor ocupa de ei în funcție de vârstă, de știu, instrumente sau ce veți alege pentru ei. Dar este important să influențăm să cânte laudele Domnului. Să aibă o viață de rugăciune, adică asta însemnează să fim noi prezenți la ora de rugăciune, la timpul de rugăciune, să se vadă în noi o viață în care noi depindem de Dumnezeu și ne arătăm dependența aceasta în rugăciune. Ana a fost o astfel de mamă cu mare putere de influență asupra lui Samuel. Cum l-a mai influențat? Prin dedicare totală. A fost un moment în viața ei și acum imaginați-vă mamelor, că tații înțeleg mai greu, dar și ei înțeleg lucrul ăsta, dar mamele cel mai bine vor înțelege. Ai așteptat atâta timp după un copil și când în sfârșit l-ai primit, să zici, îl dau Domnului și nu o să stea în casa mea, o să stea în casa Domnului. Să te poți desprinde legătura aceea sufletească, să poată fi o desprindere de dragul Domnului și să-l prezinți înaintea lui Dumnezeu. Dedicarea aceasta a însemnat mult pentru că i-a arătat fiului ei scopul vieții lui. El avea să devină cel mai mare proroc al vremii, un lider proeminent, cel mai mare lider, da, judecător în Israel înainte de perioada monarhiei. Dumnezeu s-a folosit de el pentru că el a înțeles că mama lui l-a dedicat în totalitate lui Dumnezeu, cauzei poporului sfânt al lui Dumnezeu și a înțeles lucrul acesta din fragedă copilărie. L-a influențat prin modul în care l-a luat și l-a dus la casa lui Dumnezeu. Atenție, mamelor! Influența unei mame se exercită atunci când îl iei pe copil și îl duci la casa lui Dumnezeu. Da, chiar și atunci când e mai mare un pic, când deja începe să aibă voința lui să se scoată în evidență și când zice că e mai dulce somnul, că e mai moale patul, și atunci trebuie luat și dus la casa lui Dumnezeu. Pentru că asta arată prioritățile familiei, asta arată puterea de convingere, de motivație pe care o mamă poate să o exercite în viața copilului ei. Apoi l-a influențat încă într-un fel și vom trage o învățătură și în aspectul acesta. În capitolul 2, versetul 18 și 19 spune că Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in, o haină specială, preoțească, o haină cu care trebuia să intre în prezența lui Dumnezeu, să stea în casa lui Dumnezeu. Și versetul 19 spune că mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. Copilul creștea și avea nevoie de hăinuțe și în fiecare an primea altă mantie, altă hăinuță, potrivită cu mărimea lui. Însă lucrul acesta ne învață, dragii mei, și mai ales prima care este vizată aici este mama. Ce fel de haine cumpărăm copiilor noștri când este vorba de a veni la casa lui Dumnezeu? Vom arăta
ceea ce ne dorim de la ei, pentru că haina reprezintă podoaba casei lui Dumnezeu, este sfințenia. Dacă îi vom îmbrăca într-o manieră frumoasă, demnă de prezența lui Dumnezeu, sau îi vom îmbrăca și îi vom lăsa să copieze idolii lumii acesteia, da, idols, cântăreți, vedete, movie stars și așa mai departe. Cu cine vrem să semene copilul nostru? Cu un personaj biblic sau cu un personaj de la Hollywood? Ajungem uneori să trebuiască să ne punem mâna la ochi. Ajungem uneori în cadrul conducerii bisericii să se spună păstorului că trebuie să mai vorbească despre una sau despre alta, între care se numără și acestea. Dar, dragii mei, permiteți-mi să spun că prima responsabilă este mama. Primul responsabil este tatăl. Pentru că nu păstorul și nu liderul de tineret îi cumpără hainele și nici el sau ea nu și le cumpără la vârsta aceea, că n-au bani. Atenție la învățătura aceasta, iubiții Domnului, și scumpe familii, să nu vă deranjeze cuvântul meu. Încercați să vedeți ce va fi copilul sau copila aceasta peste 20 de ani dacă continuați să îmbrăcați în felul acesta, unde va ajunge, pentru că totdeauna calea se dorește a se lărgi. Și trebuie să fim atenți la a păstra o cale echilibrată, la a merge pe mijlocul cărărilor neprihănirii, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să alegem cu grijă, să alegem efodul de in, să alegem puritatea morală a copilului nostru, pentru că dincolo de haina aceasta care o îmbrăcăm pe deasupra, este o haină interioară a sufletului, este mantaua izbăvirii, a mântuirii pe care trebuie să o îmbrace copiii noștri. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze mamele cu o astfel de putere, de influență, cu o astfel de înțelepciune duhovnicească, în rugăciune, în sfat, în purtare, în purtarea de grijă pe care oferă copiilor lor, să reflecte cunoașterea Domnului Iisus Hristos și să îndrepte pe calea mântuirii. Samuel a ajuns cel mai proeminent lider al vremii, un proroc al Domnului, un judecător și conducător național, dar asta s-a datorat unei mame cu mare influență. Aș vrea să închei, dragii mei, spunându-vă o întâmplare reală din viața marelui inventator Thomas Edison. A fost în copilărie un copil neagreat la școală, nu era atent, era dezinteresat de ceea ce se întâmpla acolo, plictisit mereu, și la un moment dat directorul școlii a scris un bilet, l-a pus într-un plic, l-a lipit și a zis să nu deschidă plicul, să-l dea direct la mama lui. S-a dus acasă la mama, mama s-a mirat că l-a văzut prea repede, a ajuns acasă și a deschis plicul și el a stat acolo, curios, ce a scris acolo? Și a zis, mama citește, fiul dumneavoastră este un geniu. Școala noastră este prea măruntă pentru el și nu avem profesori atât de calificați să se poată ocupa de fiul dumneavoastră. Vă rugăm să-l învățați dumneavoastră. Mama a pus biletul undeva într-un sertar, bine l-a ascuns. După ani de zile de trudă, de muncă, mama l-a educat, da, homeschooling, s-a ocupat de el și a ajuns, este cunoscut pentru invenția becului electric. Un inventator de renume mondial, o personalitate cunoscută pe toate meridianele pământului. Dar într-o zi mama lui a plecat la cele veșnice și el a început să facă curat prin casă, să caute și să vadă lucruri vechi, și la un moment dat a găsit bilețelul acela. Și a început să-l și-a dat seama și-a adus aminte că e bilețelul de la școală. Era și semnat acolo de director și a citit, fiul dumneavoastră este un înapoiat mental. Nu mai avem loc pentru el în școala noastră. Țineți-l acasă. Acele erau cuvintele din bilețel, însă mama le-a dat o altă conotație, o mamă înțeleaptă, o mamă cu putere de influență, o mamă care a făcut din el ce n-a putut să facă un profesor. Dragii mei, avem mame pe care le binecuvântăm în seara aceasta,
Și am vrea să ne rugăm și vă invit să ne ridicăm pe picioare. Am vrea să ne rugăm în mod deosebit pentru ca puterea de influență a acestor mame să fie una extraordinară. Vrem copiii noștri să fie atinși de harul lui Dumnezeu prin dragostea mamei, prin sfatul mamei, prin rugăciunea mamei, prin cântarea mamei, prin educația pe care o primesc acasă, prin faptul că sunt aduși la casa lui Dumnezeu. Da, mamă și tată, te costă benzina să-i aduci la repetiție, dar nu uita că este o investiție pe care o faci în viitor și nu numai pentru viața aceasta, în eternitatea copilului tău. Leagă-l de casa lui Dumnezeu, leagă-l de biserică, leagă-l de cuvântul Evangheliei, du-l și dă-l pe mâna preotului, du-l și dă-l pe mâna liderului de Sunday School, de tineret, a dirijorului, să-l învețe ceea ce tu nu-l poți, dar tot ce poți învață la casă. Pentru că mare răsplată are persoana care aduce un suflet la mântuire și ne rugăm pentru mântuirea altora, dar primii pe care îi avem în mână sunt copiii pe care Dumnezeu ni-a încredințat. Facă bunul Dumnezeu ca într-o zi să ne prezentăm și noi înaintea Lui, înaintea Domnului și să zicem, iată-mă pe mine și copiii pe care mi-ai dat. Să fim găsiți credincioși înaintea Lui și Dumnezeu să-și revere harul Său peste noi și familiile noastre, peste copiii pe care să-i creștem spre gloria Lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm așa cum stăm și apoi mulțumim prin rugăciunea fratelui Leontin, rugăciune pe care o va înălța în mod individual pentru ziua aceasta, pentru slujba care a avut loc și totodată fratele Leontin să aduci în rugăciune și ca Domnul să binecuvinteze bunurile de mâncare pe care le vom servi și părtășia noastră în continuare. Amin. Stăm înaintea Ta, Dumnezeule, strânși adevărat și în seara aceasta. Venim cu mulțumire înaintea Ta pentru timpul acesta petrecut în casa Ta. Venim, o Doamne, și Te rugăm în continuare să binecuvintezi Tu familiile care în seara aceasta au dus copiii la binecuvântarea Ta. Doamne, Te rugăm, binecuvintează copilași aceștia. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, binecuvintează-i în primul rând cu sănătate. Și atunci când vor fi mari, să aleagă calea pe care trebuie să meargă. Calea aceasta, Doamne, care ai croit-o Tu, ajută-le fiecăruia să Te urmeze pe Tine. Doamne, și nu vrem altceva decât voia Ta să se facă în familiile noastre. Noi ca părinți, Doamne, ne-ai vorbit și în seara aceasta să fim pentru ei un exemplu.
Și te rog în numele lui Iisus Hristos, binecuvintează Tu pe fiecare părinte în parte. Binecuvintează Tu pe fiecare mamă, Doamne, binecuvintează și răsplătește efortul mamelor și a taților. Doamne Dumnezeule, te rog, binecuvintează și pe aceia care în seara aceasta sunt în alte locuri unde plăcerea lor este în altă parte. Te rog în numele lui Iisus Hristos în seara aceasta, adu-Tu înapoi pe fiii risipitori al familiilor noastre și a bisericii Tale. Mijlocim înaintea Ta în seara aceasta și nu numai în locul acesta, ci în orice vreme. Cuvântul Tău ne învață să binecuvântăm în numele Tău. Și vrem ca numele Tău să fie lăudat. Vrem ca numele Tău să fie înălțat în locurile acestea și în casele noastre. Tată, în numele lui Iisus Hristos îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și pentru cercetarea Ta din seara aceasta. Doamne, binecuvintează și răsplătește pe fiecare. Cei ce, Doamne, se luptă, cei ce merg pe calea aceasta, Doamne, ajută-ne ca să luptăm până la capătul vieții noastre. Ajută-ne să facem voia Ta. Doamne, să înțelegem voia Ta. Te rog, binecuvintează pe fiecare din locul acesta în seara aceasta. Binecuvintează Tu, Doamne, și hrana care s-a pregătit în seara aceasta pentru părtășia frățească. Doamne, ne încredințăm în brațul Tău în continuare și îți mulțumim că până în prezent am văzut mâna Ta la lucru. Cred că cu toții avem pentru ce să-ți mulțumim. Cred că cu toți avem pentru ce să ne încredem în Tine, am văzut mâna Ta la lucru de atâtea ori. Aleluia, lucrează Tu, Doamne! Unește familiile acolo unde este dezbinare, acolo unde vrăjmașul a reușit să rupă, Tată, unește! Unește-ne în numele lui Iisus Hristos, te rugăm și vrem ca harul Tău și pacea Ta să rămână cu noi în continuare și noi îți mulțumim pentru toate numele lui Iisus Hristos. Amin. Să ocupați locurile pentru câteva anunțuri. Mulțumim tuturor celor care ați fost în seara aceasta și vă invităm la final să mergem în curte unde vom putea servi pizza, ice cream și să stăm mai ales în părtășie de vorbă unii cu alții, să ne cunoaștem mai mult, poate cei care sunt mai proaspăt veniți în biserica noastră, musafiri care ne vizitați, vă dorim tuturor o poftă bună și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu ajutorul Domnului, biserica locală se întâlnește săptămâna care ne stă înainte, marți seară, de la ora 7. Vom avea musafiri, fratele Ioan Bochean de la Chicago ne vizitează, va fi atât marți seara cât și duminica viitoare. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze, să venim marți seară la casa lui Dumnezeu. În paralel se desfășoară repetiție pentru orchestră. Apoi am fost anunțat de fratele păstor Relu Lupșa că sora Bojescu a trecut la cele veșnice și va fi slujba de priveghi miercuri seară de la ora 7, slujba de înmormântare joi dimineață la ora 9:30 la cimitirul din South, cimitirul rusesc din South Sacramento. Pe Jackson mi se pare că este adresa. Apoi vrem să transmitem și familiei Gimon sincere condoleanțe la plecarea la cele veșnice a fratelui sorei noastre Auruța. Este vorba de cel pentru care a fost pe lista de rugăciune a bisericii noastre, Iacob Viregan. Mormântarea va avea loc la Modesto, joi dimineață, la ora 11. Formațiile corale au repetiție joi seară, apoi vineri seară de la 7:30, întâlnirea tineretului, cu o sesiune frumoasă de întrebări și răspunsuri pe tema căsătoriei. Invităm tinerii, care sunt poate și aproape de vârsta aceasta, să participe la această seară a tineretului, vineri de la 7:30. Cu ajutorul Domnului, apoi duminica viitoare de la 9:30 și seara de la ora 6,
programul obișnuit al bisericii. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă doresc o săptămână îmbelșugată de Harul lui Dumnezeu. Amin. Adunarea se poate elibera.